Pandemia nu a pus frână creditelor, statisticile arătând că românii se îndatorează masiv la bănci. Dacă anul trecut doar 40% dintre români își cumpărau o casă cu ajutorul creditului bancar, acum proporția s-a schimbat. Avem un aproximativ 65% pe clienții care contractează un credit ipotecar și doar un 35% de clienți care achită apartamentele din surse proprii. O explicație ar fi că românii au cheltuit în pandemie banii cash și acum sunt nevoiți să se împrumute mai mult. În plus, creditele au acum dobânzi încă mici. Mi-a prezentat o dobândă de 3,41 pentru un credit ipotecar, pentru un apartament cu două camere în valoare de 70.000 de euro, cu care mă voi încadra și la o rată, zic eu, la 1.300 de lei pe lună. Potrivit celor mai recente date, în primele 7 luni ale anului, românii și-au luat credite pentru case care însumează 95 de miliarde de lei. În perioada iulie 2020-iunie 2021, numărul creditelor ipotecare a crescut cu un procent de 39% față de perioada iulie 2019-iunie 2020. Unul dintre motivele acestor creșteri a fost micșorarea plafonului pentru noua casă. Mai mult, fondurile programului guvernamental s-au epuizat rapid. Deja băncile nu mai au bani pentru programul garantat de stat. În 2 luni de zile de la demararea programului s-au consumat plafonul de 1,5 miliarde de lei. Românii se împrumută și pentru a-și satisface alte nevoi personale. Creditele pentru consum au atins cel mai mare nivel lunar din ultimii 14 ani. Au crescut cu 37,3% față de anul trecut. Se anunță destul de greu, o iarnă destul de grea. Prețurile care s-au gazul, de electricitatea, alimentele, benzina. Care este suma pe care o solicitați? De fiecare dată am mers la 5.000 de lei, la 6.000 de lei, așa, cu rambursare în 12 rate. Am nevoie de bani pentru aprovizionare de iarnă. Prețurile au crescut și din pensie nu ne mai putem permite să ne facem aprovizionarea cât de cât. Recurgem la împrumuturi pentru că pensiile sunt mici. N-au crescut și nici speranțe să crească nu avem. Dacă ne îndatorăm, măcar să o facem pentru sume cât mai mici, toate ratele în venitul nostru să nu fie mai mult de 20-25% din venituri. Sumele mici împrumutate ne vor ajuta în contextul în care rata inflației se majorează de la o lună la alta, iar în viitor se estimează că vor crește și dobânzile.